își duce oile și care știe să înfrunte până la jertfă și care respiră, în primul rând, știți că neamul de păstori au o treabă extraordinară. Contemplă. Au tot timpul cerul. Ați sezat lucrul ăsta? Când ești pe cresta muntelui, tu vezi cerul. Și lucrul ăsta se însămânțează în tine ca o anumită dimensiune de tip meditativ. Dar îți dă și un sentiment de libertate extraordinar. În clipa în care ajuns între blocuri, sigur că este o situație și blocuri de 50 de ani. Deci nu vă contrazic. Doar vă atenționez că n-am vrut să spun că poporul român este țar cu ăsta oribil în care inclusiv eu trăiesc. Poporul român este un neam al lui Dumnezeu, ca și alte neamuri, care își trăiește într-un fel miraculos dăinuirea în istorie. Că armânii au fost o parte crucificată cel mai tare, la fel ca și basarabenii, acestui popor. Când ai parte de năvăliri, care sunt toate criminale, să ne gândim că Imperiul Otoman a fost o instituție istorică criminală, de la un cap la altul. Năvălire bolșevice, chiar și țariste pe chestia asta. Dacă te uiți puțin în istorie să vezi deportări, acum la Chișinău au descoperit camere de gazare care au funcționat până în 59, zeci de mii. Terminați. Doamne, țin de când vor ieși documentele la suprafață, înnebuniți. Erau lumini. Da. Nu știu dacă mă înțelegeți. Da, dacă vreau să vă întreb dacă putem spune la fel și despre românii, de exemplu, care au trăit tot timpul ăsta comunist în Grecia și nu au trăit realitățile de aici. S-ar putea ca între timp să fie contaminați. Nu vedeți ce mi-a spus și băiatul de acolo? Sunt. Există și o chestie în care zice, ești grec. Da, există și așa. Sunt pierderi pe drum, colateral. Sunt situații care simt altfel. Putem spune și despre ei că sunt esență de popor român. Aș dori să vă explic puțin o parte a demersurilor noastre și ce a cauzat acest lucru. Discutam despre pragmatismul armânilor și o să vă dau un exemplu din Constanța. Eu lucrez în Constanța și de două comunități importante acolo care au, să zicem, similitudini, tătarii și armânii. Există o instituție a statului român care se cheamă Instituția Minorității. Nu vorbim de ce înseamnă ea așa, ca instituție vorbim, care, dacă ești inclus în ea, copiii de la din clasa 1 până în clasa 12, obligatoriu la școală învață limba tătară, cultură, excursii prin Crimea și așa mai departe, îi se deschide într-un fel percepția și înțeleg mai bine ce sunt. Într-o epocă în care sunt bombardați de media și internet, că până la urmă toți copiii armâni, turci, tătari, la fel sunt. La români nu există această instituție pentru că noi suntem considerați esență de români, super români, români speciali, noi suntem prea special ca să avem așa. Exact. Și nouă ni se dă un curs opțional și părinții trebuie să aleagă între armână, informatică și engleză. Asta dar este cine a hotărât asta? Ministerul Educației. Nu există altă cale, pentru că singura instituție care singura instituție care instaurează obligativitatea învățământului este cea a minorității. Și am avut o discuție pe vremea domnului Pleșu și domnului Marga, prin care spuneam, domnule, noi nu vrem o lege specială. Ei s-au vrut, domnule, trebuie să se facă o lege specială. Dar noi nu suntem speciali. Noi rezonăm la fel. Eu ce vreau să zic la începutul conferinței? Deci noi suntem pur și simplu. Așa cum noi suntem în România, este prietenul meu Tachi din Tricala, este prietenul meu Iori din Beria, este prietenul meu Arben din Corcea, este prietenul meu Costica din Tirana și alții și alții și alții. Atunci când vorbești cu un din România, eu deodată, atunci când îmi spui ceva care să mă definească pe mine, adică tu îmi dai, mă definești pe mine, eu mă poziționez, adică eu mă poziționez și în comparație cu ceilalți care sunt ca mine. Adică ce o să zică la din Grecia, ce o să zică la din Albania, ce o să zică la din Macedonia, ce o să zică la din Bulgaria, pentru că ei nu o să zică, dacă eu dau un răspuns care nu este la fel cu gândirea lor, este clar că eu sunt în afara majorității propriul meu popor. Popor la rând. De aceea, atunci când cineva încearcă să te definească, frate privind ansamblu, acel ceva nu face decât să pierdă vremea cu tine. Pentru că tu te definești în primul rând în comunitatea ta, în ansamblu comunității tale, iar ansamblul comunității armâne, poporul armân, este format, noi suntem aici 5% români. Iar faptul că am reușit să stăm compacți, ne-a păstrat această identitate, cât și faptul că de vreo 10-15 ani călătorim și am reluat legăturile cu, să zicem, marea masă armânească din Balcani, ne-a făcut să înțelegem mai bine că suntem armâni, pur și simplu.
Deci nu discutăm aici că suntem super români, super greci, super eleni. Suntem armâni din România. Sigur că apropiați cultural de România, pentru că ne-am născut aici, am contribuit și noi prin toate, cu toate puterile noastre la acest stat de 80 de ani de când ne suntem aici. Cum sunt și armâni din Grecia, care și ei la fel au primii greci, primii elini, când spun cei mai cristalis, Sărica Fereu, Averon, armâni din Albania, dar pe noi ne unește, deci pe noi ne unește identitatea românească. Noi nu avem, deci cei din Grecia nu au nicio legătură cu identitatea românească, cu poporul român, că noi ca și basarabeni, ei când au de basarabeni, se pară un popor străin, la fel ca și poporul român. Și la fel și cei din Albania, și la fel nu discutăm despre anumite elite care au niște interese de propagare și așa, vorbim de marea masă a oamenilor simpli. Și de aceea spun că atunci când cineva încearcă să redefinească, singura reacție pe care o pot primi este de o reacție de respingere. Iar, din păcate, în multe zone în care locuim, cineva încearcă să ne definească. Altcineva decât noi. Noi ne-am definit și suntem, nu suntem special. Noi suntem pur și simplu. Cine v-au definit ca special? Ministrul Culturii? Academicienii? Zice-o, domnule, voi sunteți români sud-dunăreni. De unde asta români sud-dunăreni? 1000 de ani n-am fost împreună. Păi atunci și francezii sunt italieni de la nord de Alpi, nu? Și spaniolii sunt francezi de la sud de... Nu? Adică e cam aceeași poveste. După 1000 de ani și ei și nu au fost despărțiți 1000 de ani. Și prin limba română sunt francezi. Da, și noi, adică un popor se construiește într-o zonă în funcție de istoricul zonei și geografia zonei și experiențele culturale pe care și istorice și așa mai departe pe care le are acea zonă. România este singurul stat care spune că un popor, suntem toți același popor pentru că vorbim aceeași limbă. Nu este adevărat. Există popoare diferite care vorbesc aceeași limbă. De aceea, eu țin foarte mult la această țară și consider că prin felul în care mă comport în societate demonstrez asta mai mult decât alții care poate sunt de 1000 de ani aici pe locurile astea. Dar totodată, acest stat care spuneți că este condus de neo și așa mai departe, trebuie să înțeleagă că noi, comunitatea armânilor, avem niște nevoi și știm ce suntem. Să ne definim acum, voi sunteți esență de român. Ce înseamnă esență de român? Noi până acum 1000 de ani nu eram aici. Esența de român sunt cei care de la Mihai Viteazu s-au plimbat pe aici, s-au dus ba în Moldova, ba de la Descălecări, au trecut prin tot felul de experiențe, au luptat în războaie, în Revoluția Pașoptistă. Ei sunt esență de român. Noi suntem armâni care, prin felul nostru de a fi, să zicem că ne-am adaptat bine și noi ne adaptăm și ne-am și comportat demn. Despre... Și de asta lumea spune, domne, sunteți niște repere, sunteți esență de român. Nu, domne, noi suntem armâni, punct. Da, eu am înțeles că da, cu să spun că... Am înțeles, nu punctul de vedere, ci un adevăr exprimat, un adevăr, cum să zic, sensibil. Eu nu am încercat să vă definesc. În clipa în care... Nu. În primul rând, eu sunt alergic la definiții. Ceea ce mi se pare mai important dintr-o asemenea discuție, nu este o definiție, ci germenele unei noi gândiri. Eu dacă aș fi fost ministrul culturii la vremea respectivă sau educației, aș fi aplicat urechea la nu asemenea informații, ci la asemenea mărturisire și aș fi devenit pe semne peste noapte mult mai responsabil la un fenomen care nu poate fi încadrat pe niște clișee istorice. Categoric. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Există în istoria poporului armân un fragment, să zicem, de 80 de ani, în care ei veniți odată pe teritoriul poporului român. Originea poporului armân care este? Romanitatea balcanică. Armânii nu se consideră, fac o întrebare, cum să zic, din poporul român. Nu se consideră din Romanitatea balcanică împreună cu poporul român. Deci, bun. Deci asta este poporul român este Romanitatea balcanică. Romanitatea balcanică. Dar vă considerați un alt popor? Sigur. Bun. Asta este, cum să spun, o definiție, sau dacă vreți, un contur al vostru. Dar eu când am spus că este esență de român, am spus următorul lucru. În clipa în care armânii au venit în România și au intrat într-un proces istoric, ei s-au comportat cu o demnitate neperechită. S-au comportat apărând valorile românești. Extraordinare. Pentru că dacă
faceți o mare greșeală dacă decupați, de exemplu, numai jertfa aceasta care s-a întâmplat în război și mai ales în perioada comunistă. Este o jertfă care este chiar a poporului armân, dată în mod esențial. Din punctul de vedere a acestei jertfe, eu am considerat, și am spus întotdeauna, este o esență de românitate. Nu-i numai părerea. Este părerea tuturor celor care au stat într-o învecinare. Dar problema pe care o puneți pentru prima oară o aud. Au zis, venim în țara mamă. Când au venit din Grecia bunicii mei, așa au zis toți, venim în țara mamă. Și noi au venit în Basarabia. Era propaganda. Era propaganda. Deci, stați puțin. Deci, mi se spune că asta era propaganda. Asta era propaganda. Eu, după 20 de ani, este pentru prima oară când aud așa ceva. M-ați înțeles? România, pentru toți românii din afara granițelor actuale, românii, pentru că sunt mult probabil mult mai vastă decât ceea ce este consemnat. Dacă ne ducem la izvoarele, da, asta face referire la Basarabia, face referire la Iugoslavia, Da, sunt, după părerea mea, ele nu trebuie comparate din punctul acesta de vedere, pentru că este un statut istoric cu totul și cu totul diferit. Dar, după părerea mea, eu cred că istoricii, e pentru prima oară când mă confrunt cu o asemenea mărturisire și vreau să spun sincer că sunt derutat. Sunt derutat, îmi iau garda înapoi, fără să mă dezic de ceea ce am spus, vis-a-vis de considerentele mele morale, vis-a-vis de armâni. Dar vreau să vă spun următoarea chestie. E important, nu îmi permite să vă dau dumneavoastră sfat, ci efectiv de la această întâlnire să punem, cum am spus, germene unui nou gândit. Pe semne că istoriografia românească a rămas, cum să spun, în prejudecățile unui anumit fel de a-și considera pe clișee un fenomen care ne scapă. Iar lucrul acesta, după părerea mea, ar trebui foarte bine conturat de către dumneavoastră. Pentru că nu există altcineva care să-și contureze identitatea, nu trebuie. Asta mi se pare absolut aberant ca în 20 de ani de zile lucrul acesta să nu se lămurească. Adică el a fost înfundat acolo de niște academicieni și a zis, Dumnezeu, este așa, cum vă spunem noi. Iar dumneavoastră aveți, îmi dau seama, o identitate mult mai miraculoasă din câte știu eu personal, ca informație, pentru că eu cunosc perioada dobrogeană, perioada, dacă nu se poate confunda și nu poate să respire această totalitate pe care o spuneți.